an. Sincer, vreau să vin să văd cum e, să aflu mai mult despre oraș, despre Timișoara, în primul rând. Și vin și cu mai mulți prieteni care se află în galerie, la Poli. Da, doresc să știu mai multe despre orașul meu. Libertatea, în primul rând. Noi, timișorenii, cel mai mult caz, a pornit de aici, din Maria, marșul acela spre Piața Operei. Și de acolo știm toți ce s-a întâmplat. Ar fi puțin macabru să zic că s-a meritat, dar suntem liberi, e cel mai important și asta contează, că nu mai suntem sub supremația comunismului. Depinde acum să despărțim puțin apele. Protestele care au fost până acum, cele din februarie, până acum au fost una. Astăzi avem o comemorare a zilei de 16 decembrie. Faptul că suntem totuși atât de puțini aici spune ceva. Mă rog, nimeni nu e obligat să vină să-și aducă aminte de ziua asta. Noroc cu cei de la Galeria Poli care an de an fac acest demers și ies să facă un marș în memoria zilei de 16 decembrie 1989. În rest, timișorenii, mă rog, fiecare cu problemele lor, nu vreau să-i judec, dar pentru voi cei mai tineri ar fi bine să faceți tot posibilul să nu ne întoarceți sau să nu ne întoarcem în perioada de până în 1989. E dramatic sau a fost dramatic și nu doresc nimănui. Deci faceți tot ce e posibil pentru ca să țineți țara asta pe cursul ei normal spre lumea civilizată, lumea vestică și nu spre fratele de la răsărit, fratele între ghilimele, bineînțeles. Despre rușinea mea este primul an când particip. Am simțit nevoia, mai ales în perioada asta, așa un pic tulbure. Și așa, am zis că am nevoie să ies și am insistat și la prietenii mei să ieșim. Nu, am văzut de pe Facebook că se desfășoară chestiunea asta. Împreună cu ce se mai întâmplă prin țară, poate reușim să facem o chestie mai puternică. Șapte. Da. Păi, na, ca și mulți părinți au încercat să ne protejeze în 93 și atunci am rămas în casă în zilele respective și mi-aduc aminte foarte bine că de la Europa Liberă, respectivul cine vorbea era povestea în lacrimi, asta mi-aduc aminte, ceea ce ca și copil să-ți aduci aminte așa chestiuni e cam destul de impresionant emoțional. Și știu că după câteva zile am fost și am văzut orașul cu, mă rog, ceruit. Atât tot. După care în fiecare an am încercat să aflu cât mai multe. Bineînțeles că a meritat, doar că alții au luat puterea, aia e problema. În câteva minute cineva am... vă punem mișcare, mai așteptăm, mă rog, pe cineva și... Hai să nu zic chestii chiar nasoale. Mai bine unică decât dictator, mai bine doar.
Libertate, te iubim, ori învinge, ori murim. Libertate, te iubim, ori învinge, ori murim. Libertate, te iubim, ori învinge, ori murim. Libertate, te iubim. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi
și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția, puterea și slava, și ție mărire și înălțăm a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit. Doamne, îndură-Te spre noi! Dumnezeu să-i odihnească!